treaba asta și noi am supus-o la încercare, pentru că cel mai bun elev al nostru este, de fapt, colega Flavia. Yay! Ea nu știe să meargă bicicleta. Hai mă, Dani, te rog, mai taci un pic să-i spun ce calități ai. Dar nu mai spune-i șoaptă, că aude toată țara. Îți va fi foarte ușor. N-am mers în viața ei cu rolele, cu patinele, cu bicicleta, schiurile, placa, placa dentară. Cred că ai putea să te oprești aici, adică eu sunt chiar lângă tine, te auzi. Skateboard. Ok. Snow, mă rog. Deci aruncatul cu privirea este sportul ei preferat. Da, bine, nu avea voie, că era balerină și n-au voie să facă de-astea, de s-ar putea să le rupă piciorul, să le oprească o carieră. Dar știi că pot să dau cu pumnul foarte tare. Iată, adică... și cu piciorul... Și cu piciorul pot să fac... Ce picioare. Hai să vedem în câte minute reușim să o facem să parcurgă un drum din punctul A în punctul B. S-a îmbrăcat în Pocahontas, s-a încălțat în Pocahontas, iată. Zici că acum plecăm la... luptă foarte bine, Flavia. Îți stă foarte bine? Știu, da. Uite, am început prost. Ți-a căzut o popică de nas. Ana, da. Te rog să Te rog, ce trebuie să știe studentul înainte de a se apuca de această treabă? Studentul trebuie să știe că totul este în picioare și în cum totul este în picioare, adică totul stă în picioare. Adică contează foarte mult cum ne lăsăm, pe ce parte ne lăsăm. Greutatea corpului să vină ori pe față, dacă vrei să mergem față, pe spate. Să ții neapărat picioarele lipite aici de margine. Da. Și restul este ok. Și... O vei vedea pentru că te voi ajuta chiar eu. Bun, asta. Și virajul și cum se ia? Lăsați cu virajul. Te lași, pe un picior, te lași pe piciorul pe care vrei să virezi. În care... Deci ca la schi. Eu am zis ca la schi, dar am auzit că Flavia nu știe să schieze, așadar, Flavia, te rog, eu te voi ține din față. Da, hai să aliniem treaba, vă rog. Nu vreau să intre băieții aici, mâini pentru că... să mă ții. Da. Da, eu te țin cu ambele mâini, tu, Ana, poți să dai indicațiile. Așa. Da. Să nu mă lași, nu te las, că te alerg. Dani, am impresia că vrea să mă încurce, că îmi ține microfonul ăsta fix în ochi. Dani, asta face. Uite ce-am făcut, vezi? Bun, putem lua și viraje, Flavia, ca să nu mergem... Da. Wow, Tchaikovsky pe fundal, doamne! Da, ador Tchaikovsky. Da, cu un pic de miere. Stai un pic, așa, mai aple... Ok. Așa. Am reușit. Continuați. Deci virez spre stânga. Nu mă lăsa. De la mine de aici arată ciudat sportul ăsta. Dar pare un sport plăcut ochiului. Este super plăcut. Da. Bă, e bine. Stai așa, Ana, fii atentă. Dă-te jos că ești praf. Deci ne-am prins. Dă-te jos. Dar stai un pic că Ana, fă tu o tură printre popice la viteza pe care o consider și după aia colegul meu care este specialist în echilibru și face exerciții numai pe bose și pe astea. Nu, lăsăm pe Flavia până la... Și dacă vrei pot să mă urc la tine în cârcă să fie un pic mai dificil. Nu, las așa. Miki, old school, da. Trebuie să fie tare nasol să vii la televizor să bate piesa cu taică. Ce tare! Se schimbi greutatea ca la virajă. De ce mă pui pe mine? Pentru că tu ești pe echilibru. Hai, Ana, bravo! Eu țin microfonul, Hai. Nu, nu am încercat niciodată, nu cred. Renegați și de întrisoare! Bine, atunci facem așa. Ani de soare! Facem un challenge. O tură întreagă dus-întors pe ceas. Acolo când n-are treabă, orice babă este medic comunal. Hai, bine, trebuie să mă ajut mai întâi să învăț. Este cea mai mare plăcere a mea, să știi. Ia! Hopa, Penelopa! S-a descurcat mai bine, Flavia, trebuie să recunosc. Hai, Dani, strânge fundul. Iertați-mă un pic. Faci ca în Austria, ai fost 4 minute și după aia ne-ai vorbit 2 luni. Ți-a arătat pe pauză 30 de secunde și acum îmi dai mie indicații. Da, mă, nu am văzut. Hai, Dani, învață-ne. Dani, flexează un pic, arată-ne popoul. Așa. Aoleu. Haide. Mă mai împinge răzbate de fund. Aș prefera să mă împingă oricine. Stai dacă încerc virajele. Ah, pardon. Spre înainte. Nici chiar așa. Dar mie îmi place cum era fundul. Am înțeles. Spre înapoi. Și spre înainte. Bravo. Și frână. Înapoi. Cred că s-a mai dat. Și spre înainte. Stai. Da, învăț ușor. Alo? Mă sui pe mine.
Uite ceva, eu pot învăța, uite așa, foarte ușor. Pentru că eu sunt motric față de alți colegi de-ai mei care n-au avut minge când au fost minici. Da, și uite așa. Dar nu cred că pot să fac o tură printre jaloane, că încă nu mă descurc. Uai, ce m-am enervat! Oh. Ia de-te jos! Dragii mei, este important când vă dați copiii la sporturi mici, fiind, să îi puneți să învețe în pași exact, mărunți. Nu deodată cum vrea colega și prietena Flavia, de se poate răni. Îmi pare rău, Flavia, dar cred că la un concurs cu această ustensilă aș putea să te umilesc ușor. Cum mă vei umili și tu la tango în scurt timp? Lasă! Le-a dat Dumnezeu această calitate. Nu, știi de ce pot? Pentru că ești țeapă de aia. Eu sunt mai... Ana Baliciu, doamnelor și domnilor, mulțumim tare mult, a făcut niște copii fericiți. Pe internet o găsiți într-o situație în care sper să nu o vadă taică-su, pentru că nu m-a are... M-a văzut deja și nu a comentat. Mă mir. Încă. O căutați pe Facebook pe Ana, acolo are o grămadă de lucruri interesante despre noul videoclip și despre parcursul ei muzical. Iar noi ne vedem pe 28 la grătar, pentru că este an bisect. Yay! Și când nu e an bisect, când este ziua? Nu știu. E tot pe 28. Mă simt un pic în plus, o să mă refac. Deci ai deja. Da, bine.